noaptea dintre ani, scandal. În loc să petrecem Revelionul, am petrecut onomastica domnului inginer Matei. Și trei ore cu manele, cu țigănie, cu domnul Matei, domnul Matei, domnul Matei. A, burdăia până sala de mese, de nu mai vedeai farfuria, nu mai vedeai furculița. În momentul când cineva s-a ridicat și a făcut gălăgie, a spus că suntem țăran proști. Da, nu v-au zis nimic. Păi nu v-au zis nimic, nu v-au zis nimic. Deci știm vinovat. Da. Nu v-au dat nici banii? Nu, nu, nu v-au dat nimic, nici nouă, nici nu au recunoscut. Au fost agresați verbal, după aceea fizic s-a văzut că băieții sunt bătuți. Serviciile de foarte proastă calitate, deci ce am găsit pe ce ne-au spus pe site, ce scria acolo și ce am găsit aici a fost micul dejun la ei. Diferit. Bufetul suedez neexistent, o farfurie aproape echeală. Și restul serviciilor la fel. Mi s-au adus injurii, ne-au făcut sărăntoci, needucați, țigani. Iar până la bătaie a fost doar un pas. Invitații de la masa proprietarului au devenit foarte vulgari și ulteriori sunt cei care au sărit la bătaie. Greșeala a fost că domnul care este proprietarul pensiunii a invitat și prieteni rude să petreacă tot împreună cu noi. Și cineva de acolo, domnul Matei, era sărbătorit, își sărba cumva onomastica pe banii noștri și au început cu dedicații și cu multe chestii de genul ăsta și na, vă dați seama că au apărut nemulțumiri. În momentul respectiv, când am încercat să le aducem la cunoștință, au devenit agresivi, ne-au adus injurii și tot felul de chestii din acestea. M-am trezit pe jos, cu picioare, cu pumni, cu toate cele. Administratorul pensiunii și angajații săi susțin însă contrariul. Turiștii sunt cei care au pornit scandalul. Există imagini, da. Poliția deja le are acele foarte imagini. Bine, ne bucurăm. Se vor transmite. Ne bucurăm. Nu se vede cine a început scandalul. Noi n-am fugit. Deci poliția va toate măsurile. Deci eu nu mă simt chiar așa de... Din contră, e foarte bine. Din punctul meu de vedere, nu. Ce s-a întâmplat? Domnule, nu ai voie să filmați aici. Nu, vreau doar să vă întreb ce s-a întâmplat. Păi nu s-a întâmplat nimic. Eu am factură, că am fost caza la dumneavoastră. Păi cum s-a întâmplat? Am plătit de dumneavoastră. Cum n-am? Am plătit, inclusiv în seara asta că am plătit aici. Ne dați bani înapoi sau nu? Una dintre persoanele implicată în starea conflictuală, care a fost nemulțumită, a depus plângere pentru lovire. A solicitat măsuri legale, i-am explicat, am stat de vorbă, ne-a relatat toate datele. A explicat că starea conflictuală a fost generată de faptul că petrecerea de Revelion era practic petrecerea privată a administratorului. Urmează să administrăm probe pe baza plângerii și să facem toate demersurile necesare și propunere pentru săvârșirea infracțiunii de lovire reclamată către organele de parchet. Turiștii sunt hotărâți acum să-și scurteze vacanța și să plece acasă.